Suntem la Cosmin, la Filea de Sus. Așa. Două mânze de triani prezintă și doi pui de cangal. Și vaca. Vaca care stă cu mânzele sau mânzele care stau cu vaca, că nu stau una fără alta. Vezi cum le-o scos din saivan, cum a venit și vaca. Aha. E bun acolo, domnul Cosmin. E bun, e bun. Mura și luna. Aha. Domnul Cosmin. Da. Aici împreună cu prietenul nostru, cu Steli, cu prietenul tău foarte, foarte bun, un prieten adevărat pentru tine. Așa, am venit să facem o vizită, după aia merem și facem noi o vizită. Dacă n-a plouat tare, da, dar mergi și pe ploaie, nu? Merim, tu ai darul să vii la mine când plouă. Da, îmi place, vreau să zic că am fost în trecut la tine și am rămas frumos impresionat. Faină, vacă, fii atent ce ulger are. Dacă ne punem noi capetele amândouă la paltă. Nu. Stai un gospodar și stai că trebuie să înțelegi că trebuie să îmi fai chinul și pe când. E doar e fătată de un an. E când fătată? În 13 ani când e fătată. Cățelușii cât au? 5 luni, așa e 6 luni. Vă 5 luni. Mhm. Ia-mă lea, ia-mă lea. Hai, uite, fac. Repede expoziția. E la Neacostel, să știi. E pe de la Necostel? Yeah. Negre? Mânzile au luat de mânze mici la Necostel. Aha. Uite ce frumoase s-au făcut. Foarte. Vezi de aia, uite, vezi de a... Omul optica și pe mână bună, numai tătă. Aha. Da, vreau să zic, uite-te. Vezi? Din herghelia lui Necostel. Sunt mânze frumoase, n-ai, nu vezi tătă zoapărătii asta de mânze, fără să-l mai tăperiem. Uite-te acolo. Da, dar și ăla-i. E cum le-o pus, mă, fără căpeastrii le-o aliniat, mă, vezi? Ce înseamnă dacă-s cu minți? Hai, dar la tătă, hai. Hai. Dacă pui și vaca lângă ei pe așa... Cum să nu, hai, ce bun ești tu. Păi nu, nu, dacă... Hai, una, hai, mură aici, hai. Hai, hai. Dacă vine ploaia, mă. Hai tu, hai. Hai, lasă-mi, hai, mură. Bă, omule, nici nu să știu ce să zice, că eu n-aș vrea să le vândă el, ci că vrea să le, aș fi și de vânzare. Ar dori să le vândă? Da, bine, dacă da. E prețul corect pe ele, da. Da, sunt frumoase. Cam la cât țari de cauie pușoară dintre astea? 8-9.000 de euro. Cam așa. Trebuie să meargă. Cam așa, așa-i? Vreau să pui și vaca. Într-o să se pui vaca la căruță cu mânze. Dar am zis că nu o să lasă de... Nu o să lasă de cai vaca. Domnul Cosmin, da. Cum o cheamă pe cea cu brezătură mai... mai asta mai... cheamă Mura, cu deci... brezătura mai mare. Așa. Și pe alaltă Luna, n-are numai brezătură, pe nas n-are numai... Mhm. Ce frumoase locuri aveți aici. Vă binecuvântat Dumnezeu cu locuri frumoase. Și din câte observ aveți grijă de ele. Da, pe mine și din câțiva care mai lucrează. Ce-au în pas? Ăla-i. Cârna pui. Cârna pui. Ăla-i. Pui, hai la asta. Hai, tu unde ce te dați cu mine? Numai 3 ani au ăstea? Da. Numai. Numai astăzi trebuie să vină Adrian să le facem, să le facă ecograf. E, domnul Adrian ăsta cu barbă, e, doctorul vostru. Să vadă dacă că l-o dat la munte. Doctorul vostru unde locuiește? Păi în Cluj, cred că Adrian. În Cluj? Exact, nu știu să... Și vine, el e pe zona asta, așa e cam... Da, vine, da. El e pe zona asta. Dar am auzit de el că... Am auzit de el că e un doctor bun. Eu l-am cunoscut odată la... E punctual, aia e cel mai important. Zice că vine, vine. Deci nu te răgânează, nu? Trebuie să vină astăzi la el și la una de-a mea. Domnul Cosmin, dacă aveai vaca neagră cum îți și caii, erai în... Dacă mă spui călare pe asta, da. Vaca sare pe e. Și am putea face demonstrație? Lasă-m! Lasă-mă să vedem, omule. Ceva interesant, așa ceva nu vezi tot timpul. Într-o zi când era nebună, eu m-am spui călare și vaca a sărit pe dinapoi, să sară acolo, o sări pe cal. Ei, și am înțeles. E gelosă, știi, vaca. Aha.
E geloasă vaca ca să nu... Bă, stai Cania Costel, ia filmează aici. Stai că se curea după el, bă, Cania Costel. Ia, ține acolo. Ține acolo că... Căruțe, fii atent. Uite aici, Ani. Curea imediat da, o oră. Domnul Cosmin, de ce se cure de domnul Dan? Păi, nu. Cel mai bun. Cel mai bun să cure niv. O format bun, taie bine. Trebuie să tai un bar, bine, mai ce-o place. Să curea jeepului. Eu nu lipsase din jeep, de la mine. Așa. În caz de ceva... Te poți folosi. Arma albă. Da. N-ai ce face la tână, trebuie. De ziua mea mi-a făcut-o domnul Daniel, să curea cadou. Am înțeles. Cu numele meu. Foarte frumos. Domnul Dan un salutăm un om. Și pe Daniel. Domnul Dan un om de onoare, toată stima pentru el. Mă înclin în fața lui. E un om. N-am cuvinte. Cât e serbări am făcut noi la el, aproape săptămânal. Da, eu nu prea m-am dus la serbări că nu aveți totul, trebuie să fiu plecat, dar când mă duc, îmi place să mă duc la el. Mi-ar fi plăcut să văd aia cu călare în picioare. Mă, o lua vaca ștuletul în gură? E, am dat țăpat și îl mâncă. Văcuța asta cât timp are? 5 ani? 15 ani. 15 ani? Da. Nu, mă, eu așa frumos am zis 5 ani. Dar eu bălțat. Cornile. E o bălțată românească, așa-i? Da, eu i-am tăiat cornul. De ce? Să nu dea ei în cai cumva, știi? Să îi spargă. E bun așa. Dar e foarte cu minte vaca. E fătată de un an. Da. Și amu dă încă 18 litri de lapte. Na, uite așa-i, domnul Cosmin. Strică la familie să aibă așa o văcuță, dacă are omul doi copii. Dar și dacă n-ai copii, știi, și dacă sunt doi bătrâni, doi oameni, ai o lingură de lapte. Ai un pic de el. Am nu mai sunt copii aici pe sage, numai la oraș, beau lapte de la pungă, nu beau de vacă. De la pungă, așa-i? Da, pe cum? Fii atent, o văcuță de-asta dacă o ai, îți faci o brânzică, îți faci un caș, ai un lapte, poți să-ți faci un gris, o smântânică, orice poți să asta. Cu lapte. O da bureță de rouă și apoi faci bureță de rouă cu lac cu smântână și nu mai muri de foame. Da, nu. E, așa zici de parcă să moare. Nu mor de foame. Cum? O vacă nu mor de foame. Nu, nu. Până pe lângă văcuța. Stai o secundă. Pe lângă văcuța asta, dacă ții și doi purcei. Ce să fac de laptele? Îi dai și din lapte, că doar nu poți să bei atâta lapte. Nu poți să bei. Ții 3-4 purcei să vezi ce să fac. Tu cât ai, bă? Eu am avut 42. Ai, ai, ai. De porci. Ăsta nu mai mor de foame. E noi, bai, Cristinel, că noi nu avem. Păi cum e de noi? Că doar nu ne dacă suntem pe lângă el. Doar ne dă și nouă ceva. Păi nu ne dă dacă ești om bun și îi plătești. Măcar să o ric să ne dea și nouă când ai... Nu se pune problema, că spun eu că pot veni de pe toate dealurile. Are mai gros, ni. Auzi, ăla n-are hernie. Are. Și nu trebuie dus la un doctor. Să vedem. Ăla trebuia pus un nasture când o fă mai mic. Nu, mă tăcesc din gură, s-o umfla numai de la un cârcel, mă, vedeți, o de treabă, mă, cu atâta. Îl operăm cu timpul. Dar nu, trebuie acum a făcut, cât de repede. Bine ploaia, Cristina. N-are nimica, că noi nu suntem expuși. Acum. Da. Văd acolo niște vaci de parte. Sau oi, ce să lea? Eu nu. Sus pe deal. Oi, oi acolo la brigă. Oi. Acolo neasa mea, ăla e alunelul brighi. Stai că, uite, am dat pe astea. Alunelul de la file de jos. Alunelul și care s-a tale? Alunelul s-a colonia, sus, pe deal. Nu le filma, că am ales acum azi la pe terenul agrișului și acolo, acolo. Și acum mă văd oamenii și mi le închid. Nu te vede nimeni. Nu vede nimeni, așa? Nu, nu se uită oamenii ăștia la astea noastre. Nu, să nu pui asta, că mi le închide după aici acum. Asta este, riș și cusie. Ducem până la tine până nu plouă. Că da, în loc putem coborâ. Ia, hai. Noi. No, hai că. Îi dăm, da? Da. Domnul Cosmin, mulțumim frumos. Să trăiți, să mai veniți. Iepușoarele le lăsați aici, da? Da, aici, în gard. Bun. Au loc să se bage în saivan când vreau. Bun. De cât timp aveți făcuta, domnul Cosmin? Făcuta e la mine de 4 ani. M-am luat-o de la un mătăjit de aici din sat. La un bec. Da, domnul Cosmin. Domnul Cosmin nu-ți mă lasă.